Casa Județeană de Pensii a anunțat că persoanele care pleacă în stațiuni balneare pentru tratament au obligația să aibă asupra lor cardurile de sănătate. Înainte de a face deplasarea, este nevoie ca medicii de familie să activeze cardurile, acestea urmând să fie prezentate cadrelor medicale din stațiuni. Începând cu data de 1 februarie 2015, în Sistemul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, se utilizează cardul național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și de către medicii de familie. În contextul apariției acestui act normativ, menționăm că este obligatoriu ca începând cu data de 1 mai 2015, la prezentarea în stațiunea balneară, asigurații trebuie să aibă asupra lor cardul de sănătate activat de medicul de familie și să cunoască codul PIN al acestuia. Obligația prezentării cardurilor de sănătate în stațiunile balneare este prevăzută de hotărârea de guvern numărul 49 din 2015. Reprezentanții Casei Județene de Pensii atenționează că fără cardul de sănătate nu pot fi efectuate procedurile de tratament balnear.